Ochii roșii și lacrimile în timpul tăiatului cepei vor fi de domeniul trecutului, iar de săptămâna viitoare va putea fi cumpărată din magazine. Cu toate că ceapa Sunion, propriu-zis, v-ar proteja de lacrimi, prețul acesteia ar putea să vă facă înapoi să plângeți. O companie britanică a anunțat faptul că ceapa Sunion, o ceapă maronie fără lacrimi și dulce, va putea fi găsită în magazinele sale. În Statele Unite ale Americii a apărut de mai bine de 4 ani acest tip de ceapă. Ceapa fără nicio lacrimă a avut nevoie de 30 de ani pentru a ajunge la perfecțiune. În timp ce un lanț de magazine vinde ochelari de protecție pentru ceapă cu lentile antiaburire pentru 23 de lire sterline, Waitrose vrea să facă acești ochelari depășiți. Un pachet cu 3 cepe Sunion costă aproape 9 lei sau aproape 3 lei doar o singură ceapă. Este de 3 ori mai mult decât cea mai ieftină ceapă de marcă proprie a lui Waitrose. Cursa pentru a dezvolta o ceapă fără lacrimi a fost una lungă, oamenii de știință din întreaga lume lucrând la prototipuri de 10 de ani. Sunion s-au fost lansate în SUA în urmă cu 4 ani. Au ajuns anul trecut în Europa continentală, când marca a fost preluată de un număr de retaileri spanioli.